numai doi dau la geografie, în rest îmi dau toți la istorie. Vreau să intru un domnitor ca să-i țin așa să văd dacă reușesc să-i mai... Eu le predau așa, le iau cu virgula, cu așa, să știe și aia, să știe diferența între un domn și un voievod. Băi, pe eles, că-i bun, dacă nu știu. Drăgăla și bine. Dar îi nou, profesor cu istorie, așa cum era, au avut pe altcineva care predau... Adică suplinitori și au venit și da. Da, până așa. Când i-am luat, nu, tată, nu mai facem ca la mască, după 5 ani. După 11 ani de facultate, din care 5 de istorie, am zis, bă, băieți, am mai venit ca la universitate. Și cum ai găsit catedra aici? Ai fost, ai repartizat? Am dat privatizarea anul trecut și am reușit eu peste 7, așa. Corect, și ai rămas titular de acum pe post. Nu sunt titular, dar noi suntem... Știu, anul ăsta așa, la anul viitor, invers, da. Da, și acum am, predau și aici, la Itești, în poartă o catedră cu colegul și la Barați. La această aniversare, și vreau să citesc câteva cuvinte, dacă îmi permite. Onorată asistență, distinși invitați, astăzi celebrăm 99 de ani de la cel mai important eveniment pe care l-a trăit poporul român în secolul 20. Nașterea României Mari. Toate personalitățile politice și intelectuale din societatea noastră au luptat pentru acest ideal. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 este consecința activității înaltelor spirite ale neamului românesc, de la Grigore Ureche și Miron Costin până la Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu și Nicolae Iorga, care prin operele lor răspândite pe tot cuprinsul românesc au ținut treaz sentimentul național și au făcut să crească din generație în generație dorința unirii într-un singur stat românesc. Marea Unire a fost rodul strălucit de acțiuni diplomatice românești, care înainte de intrarea țării în primul război mondial au obținut recunoașterea drepturilor istorice ale României asupra Transilvaniei și Bucovinei. De altfel, Marea Unire este rezultatul eroismului popular, a patriotismului generațiilor de români, care de-a lungul istoriei au ținut piept celor care au vrut să-i alunge din vatra strămoșească. Nu în ultimul rând, unirea a putut avea loc datorită eroismului necondiționat al soldaților ce au luptat pe fronturile de la Mărești, Mărășești și Oituz în vara anului 1917, unde au înfrânt armatele germane, aducând o inestimabilă contribuție la victoria primului război mondial. După cum știți, și comuna noastră a avut o contribuție importantă prin sacrificiul și eroismul soldaților plecați din această comună să apere pământul românesc și care au rămas în istorie ca eroi ai neamului românesc. Domnule primar, dragii mei, domnul primar v-a făcut introducerea de ce suntem noi astăzi aici să aniversăm, să sărbătorim Ziua Națională a României. Vom face un scurt ceremonial mic, așa ca îi spune un militar, da? Pentru aceasta o să începem cu imnul de stat a României și am să rog copiii să intoneze imnul de stat. Pe timpul imnului de stat, noi militari ne descoperim, iar cei care poartă căciul și bonete își dau căciul la jos. Ascultăm! Băi, nu-i garda nu. Să nu se vadă pe ei, să vedem la capitolul acolo. Hai, e ea. Hai. Nu știu, poate așa. N-am luat stație cu microfonii, mai bine cu vocile calde, alea cât sunt copilați, s-ar cer. Dar, domnul profesor, putem începe, da? Ce să mai pot? Pe jos, pe jos. Pe jos. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum ori niciodată să o ieșteți altă soare, dușmani, și cruzii tăi dușmani. A
acum ori niciodată, să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că rugăm preacucernicii părinți să oficieze slujba de pomenire a eroilor neamului pentru cei care au aici numai pe monument numele lor. Ei nu sunt aici, i-au căzut în alte locuri, nu au fost aduși acasă, numai frații lor au reușit să ajungă, iar în cinstea lor suntem cu mâini. Preacucernicii părinți, vă rugăm să oficia slujba de cinstire a eroilor din satul Grigoreni. Militarii iar să descopere mai puțin garda. Binecuvântate-s mânzeolosul totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 cela ce prin adâncul cu iubirea de oameni toate le ghivernicești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților eroilor. Spre tine nădejdea și-au pus, spre ziditorul și făcătorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De tine zi și liman te avem, rugătoare bine primită către Dumnezeu, care le-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Binecuvântate-și, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ceata sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, s-a aflut și-o calea prin pocăință. Eu sunt aia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule, mă mântuie pe mine.
ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar deși porănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta. Moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pre mine iarăși cetățean al raiului. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe adormiții robii tăi răi și așează-n cortele dreptilor ca un singur bun și de oameni iubitor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeire întregi străluciri, cu bună credință să o lăudăm strigând: Sfânte și Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pre noi care cu credință slujim ție și ne scoate pre noi din focul cel de vei. Acum și pururea și în vecii vecilor, bucură-te, curată, ceea ce-ai născut de Duhului să tu plăte, mărturirea tuturor, Doamne, fieta, mărturile fiecare. Noi, ca pe noi, nu se pare de Dumnezeu curată, și bine Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, vă mare mila ta, rugăm-ne și auzi-ne, ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Te rugăm pentru odina sufletului iertare păcatelor adormiților, robilor Dumnezeu eroi, căzuți pe toate câmpurile de luptă și în toate timpurile. Adormiți urării tăi, iar mulți ani, Ion Berină, Lazar, Tocină, Vasile, Tataru, Dragomir, Zanfărai, Constantin, Sombolache, Vasile, Dumitrașcu, Ion Cernat, Ion Botezat, Ion Logerescu, Ion Bolcu, Gheorghe Bolcu, Constantin Tataru, Ion Tudor, Constantin Iftimi, Gheorghe Jigău, Ion Gheorghe Tudor, Vasile Tudor, Vasile Cernat, Dragomir Marian, Ion Vasile Măgerescu, Dragomir Măgerescu, Ion Șova, Ștefan Dumitrașcu, Ion Papuc, Vasile Sândulache, Gheorghe Ciobanu, Vasile Jigău, Constantin Șerban, Ștefan Sândulache, Toader Câmpanu, Iancu Sândulache, Ion Sărdeanu, Vasilii Șerban, Nicolae Cernat, Ion Scorțanu, Gheorghe Cristian, Toader Sândulache, Dragomir Tocelu, Constantin Șova, Ion Sândulache, Nicolae Cioineac, Ion Crăciun, Dragomir Sândulache, Ion Nedelcu, Ion Gheorghe Măgirescu, Gheorghe Anscinte, Vasilii Botezatu, Ștefan Scorțanu, Ștefan Șerban, Nicolae Șerban, Nicolae Vestornaru, Vasilii Dostrea, Constantin, Ion Munteanu, Ion Crăciun, Ion Crăciun, Vasilii Cernat, Ion Sândulache, Constantin Cermanea, Gheorghe, Ștefan, Marian, Constantine, Tudor, Traian, Andrei, Vasile, Vester, Bane, Clase, Cernat, Ioan, Ia, Sfinte, Vasile, Poma, Constantine, Sorțanu, Constantine, Tudor, Pantos, Grigori, Tudor, Dumitru, Toineac, Gheorghe, Tudor, Ion, Câmpar, Ion, Sândulache, Pader, Prisecaru, Radu, Dumitrașcu, Constantine, Tudor, Constantine, Sfânt, Dumitrașcu, Ion, Poma, Ion, Vanchi, Mijan, Dragomir, Ștefan, Sândulache, Patrulichi, Gheorghe, Câmpar, Dumitru, Gheorghe, Tânaru, Cătate Marian, Mihai, Văzutor, Cătate Neșuina, Ion Văzuta, Dragomir Sândulache, Nicolae Nuțu, Pandu Cernea, Crăciun, Ce Costache, Dragomir Creangă, Șova Costache, cu toreamul lor, sări sertelor, greșeala cea de voie, cea fără de voie. Și a tot trupul care călca moartea pe diavol și ai dăruit viață lumii tale,
însuți, Doamne, și sufletele adormiților, eroilor neamului nostru din toate timpurile și locurile. Odihnește-i, Doamne, l-o luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Orice au greșit ei ca oameni în viața aceasta, cu lucru, cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu, Dumnezeu să ierte. Este om care să fie viu, care să trăiască și să nu greșească, Hristoase, Dumnezeul nostru. Toatea ta este dreptate, învia cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ești mierea, viața și odihna sufletelor adormiților, Dumnezeu, eroi ai neamului nostru, Hristoase, Dumnezeul nostru, ție mărire înălțăm. Împreună cu cel prea, cu prea sfântul bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor. De noi este durere, întristare-i suspine, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cel ce-a făcut și ai zidit cumva ta pe om, noi pământenii din pământ suntem zidiți într-o același pământ, vom merge, precum ai zis, pământ și pământ vei merge. Până toți pământenii mergem făcând tânguri deasupra gropii cântare, Aleluia, 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 cu sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților, robilor tăi. De noi este dorere, nici între stare, nici suspin, ce viață fără de sfârșit. Pe născătoare Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o, să o slăvim. Duhurile și sufletele dreților te vor lăuda pe tine, Doamne. Pe Dumnezeu al vedeanul este cu putință oamenilor noștri care nu putează căuta ușile îngeri. Iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu ușile cele pe tine de fericim. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne mult îndurate, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce a dat Sfântul Tău ucenic și apostolul Împărăticel lor. După Sfântă Mirea Ta, cea de a treia zi cu arătoare, dării putere de legat, deslegat, băgatul măsii, legat și încerc pe Dumnezeu și măsii, legat, părășați că deslegat și încerc pe Dumnezeu și măsii, legat, cel ce primesc cu sata ei, Doamne. Ne-am zis noi smeriții, nevrepreviți tăi, să fim moștenitori același prea sfânt, dar și har și noi de asemenea să legăm, deslegăm cel ce se întâmplă în poporul tău. Însuți prea bun împărate, prin noi smeriții, nevrepreviți robii tăi. Iartă pe adormiții robii tăi, eroi martiri căzuți pe toate câmpurile, toate locurile, pe câmpurile de luptă pentru are pământului strămoșesc întregirea Sfintelor astea biserici. Deci leagă-le că Dumnezeu a pus în orice coasă, oricare în fumec sau rubică nu s-a legat de sine. La archerul sau altcine mai sfârtoare care ca și asta pe intinsma și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bun, lemnitul dragi Sfântul să așezi cu Sfinții, care din veac au bine plăcuție, Proilor să dea firii cele zidite de tine, că binecuvântat vrea slăvit de ești în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, la nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iacum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, plea cu cernice, părinte, bine cu bine te avem. Cel ce a înviat din morți, Hristoase, vrea tot Dumnezeu nostru, rugăciune preacurate mai salele, ale preacuvioșilor de Dumnezeu Împărtătorul, Părinților noștri și ale Cuvântului Tăi. Cuvântul adormiților lor tăi, eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă. În cortul drept să-i așeze. În slavă vrea să ne-ați drept să nu le penoșmească ca un singur bun de oameni victor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormiților lor tăi, eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă, în toate timpurile, ale lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire.
mică pomenire și le fă, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam, din veac în veac, fă-le, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu, putem să nu repede noi să nească un singur bun de oameni iubitore. Amin. Slavă Sfinte, cele de o ființă de viață făcătoare, de despărțitei trăim, păreuna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum. Împărate Ceresc, Mângăitorule, Duhul Adevărului, care prin toate ne împlinești, Dumnezeul bunătăților, dătătorile de viață, vino, te sălășluiește întru noi, ne curățește toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Prea Sfântă Trăime, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lucrurile noastre, Sfinte, cercetează, vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, fie împărăția Ta, faceți voia Ta, și noi copiii orașul noi în spate, fiecare noastră în toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău. Care este împărăția, puterea și slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm, Împăratul Dumnezeu, veniți să ne închinăm la Hristos, Împăratul Dumnezeu, veniți să ne închinăm la Însu Hristos, Împăratul Dumnezeul nostru. Dumnezeu este Domnul sau Rătano, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului, cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pacea toată lumea, bunăstare, Sfintelor Dumnezeu, Biserici, unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru albărea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Iachim, cinstita preoțime Duh Hristos, diaconime tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai marile comune, pentru iubitoare de Hristos, armată Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să primească în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri mulțumirea, rugăciunea noastră de acum a nevrencilor robilor Săi și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să audă și acum glasul rugăciunii noastre de nevrencilor robilor Săi, fără cererea credincioșilor Săi robi, totdeauna să o împlinească, să-i îndrepteze spre bine, și ca un milostiv pururea să ne dăruiască binefaceri nouă, Sfinte noastre biserici, satului acesta, comunei noastre, la întreg poporul Său drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să izbăvească Sfânta Sa Biserică, țara aceasta, pe noi toți, de tot necazul, mânia, primește și nevoia, abrăvântuiește, miluiește, răbăzește pe noi, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita, Sfânta noastră, pe Dumnezeu născătoare, Sfântă Vecioară Maria, cu toți Sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine de alții, toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Ție, Sfântul toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și bine cuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini,
asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-ai înălțat pe cruce de mânăvoie poporului tău celui nou numit. Cu numele tău, onorile tale, dăruiește Hristos Dumnezeule, veselește puterea ta pe binecrecioși creștini, dăruindu-le lor biruința zbavor trivnicilor, având ajutorul tău armă de viață nebiruită biruință. Și acum și părerea și în vecii vecilor, amin, născătoare de Dumnezeu, ajutătoare a creștinilor, noi robii tăi agonisim mijlocirea ta, cu mulțumire strigăm ție. Bucură-te, prea curată, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și totdeauna să ne izbăvești de toate nevoile, cu rugăciunile tale, singură grabnic folositoare. Pentru că vrem să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Sfântul Evanghelie la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Am amintit în vremea aceea ținut sfat farisei să-l prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu Irodioanii, zicând: învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți în fața oamenilor. Spune deci nouă, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dași de cezaului sau nu? Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: ce mă ispitiți, fățarnicilor, arătați în banul dajdiei. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: ale cezarului. Atunci a zis lor: dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului, lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și slăveau pe Dumnezeu și s-au dus cu ei. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Sfântul Dumnezeu din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul părinților noștri, mergăm și auzi-ne, ne miluiește! Doamne, miluiește! Noi, Dumnezeule, pe mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne, ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște romi nevrenici, cu frică, cu tremur, mulțumim milostivii tale, Mântuitorul, Stăpânul nostru, Doamne, pentru toate binefacerile tale pe care cu beșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta. Ca unui Dumnezeu să aducem doxologie, cum să strigăm, izbăvești cu toate nevoile pe robii tăi. Ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine toate dorințele lor și ale noastre, ale tuturor. Cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne, ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Hristos, Dumnezeul nostru, Dumnezeul Dumnezeu și a toată mlăstivirea, ai virii de oameni adânc neajuns, ala ta slavă, căzând cu fricul, cu tremur, ca niște români de vrăinești cu minință, aducem acum această mulțumită bunătății tale. Ca pe Domnul să vă binefăcătorul te slăvim, îți cântăm, te lăudăm, iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugăm cu milița nemăsurată, nespusată, milostivire. Precum ai binevoit, a primit atunci rugăciunea robilor tăi, cu milostivirea ei vrednicea lui să împlinești cele lor. Așa și de acum înainte învrednicește-i. A sporit dreapta credință în dragostea ce către tine, către aproape toate faptele cele bune. Adumânea ale tale binefacere împreună cu toți credincioși robii tăi. Mântuiește-i de toată rea întâmplare, dăruindu-le lor pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii, al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță pe ele. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă peste păstori sufletești ale poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, că ne-ai trimis în lume la propovăduire. Insufla ostașilor noștri, vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproape, către țara noastră. Iar pe noi, pe toți, învrednicește, ne-a sporit într-o faptă cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii, ostași, luptătorii români, din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate, demnitatea poporului nostru. Auzi-ne pe noi, precum ai auzit cu milă cu rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și întăririle tale asupra lor, asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău cel Sfânt. Învrednicește-ne pe toți
ca totdeauna mulțumită să-ți aducem cele prea bune, să grăim și să scântăm ție celui fără necipt al Tău, de prea Sfântului Bunului Divească Tău Tău Dumnezeu, Dumnezeule celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeul nostru de Tătorul de bine, în vecii vecilor, bine. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, nădejdea noastră, slavă ție! Binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu, loc fără Dumnezeu, prea prea tăi mai tare, are cuvântul Dumnezeu, purtătorul părut morții, care cu două scuturi tăi, că ne vrea cu de-a trebuit ca un singur bun de oameni și viitor. Amin! În altra sfințită, arhiepiscopul nostru, arhiepiscopul nostru, Doamne! Viața îndelungată, zile îndelungate, spori într-o dreapta, propovăduirea cu mult la adevărului și încărmuirea curinicului cântătoare pe care mântuirii și-l păzește într-un mult an. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Nimeni credinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării, mai marilor comunei noastre, iubitoare de Hristos armate, dăruiește-le, Doamne, zile bune, îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire, într-o toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruință și păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Tuturor bine credincioșilor creștini și ai tinerilor acestora care s-au adunat și sunt de față, în această sfântă vrăznuire dorește, Doamne, zile îndelungate, pace, sănătate, într-o toate bună sporire și păzește pe toți și pe noi toți într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Eu atât pot să spun, mulțumim pentru efortul și pentru gestul efectiv de care ați dat dovadă, pentru că, fără nicio reținere, anul acesta este prima dată când, în 1 decembrie, se sărbătorește lângă monumentul înălțat aici, la anul 2011, licența 11-2011. Și cred că va intra în tradiția locului și al comunei, pentru că de acum înainte și în special anul când se împlinesc 100 de ani centenarul Marii Uniri, să fie un moment mai festiv și să împlinim ceea ce alții se străduiesc, mă refer acolo, cu o masă. Avem cămin nou, sper să fim chemați de cei care s-au străduit să-l facă. Să facem o slujbă de cărnoserie, de sfințire și la anul ar fi foarte indicat, cum am făcut în 2011 la Casa Praznicală, a făcut acea masă festivă în care garda care ne-a însoțit, i-am chemat la masă pentru ca fiecare să plece după cum a venit. Rugăm pe domnul primar și cei care sunt îndreptățiți și în special îi mulțumesc lui domnului director care a fost primar în la Ardioan și formă la Măgirești, care imediat după Revoluție în 90 a fost singurul profesor care a luat darul dintre acestea, s-au prezentat la biserică la Ardioan, știu foarte bine, așa că nu vreau să-l elogiez, dar îi mulțumesc, cred că el a contribuit mai mult, cam peste 50% cu această inițiativă, pentru că trec peste gustul amar care l-am avut anul trecut, știu cei care, și în special actualul domn primar, la ce mă refer. Și chiar vă rog, aici în public, domn primar, să ne consultăm și la anul vreau să lasă cu o agapă. La mulți fericiți ani, eroilor, odihnă în veci. Amin. Mulțumim prea cu cerinților părinți. Continuăm vă scuzați, de depunere de coroane. Mai avem ceva un pic, da? Da. Da, da. Mulțumim părinților. Copii pentru voi, da? Ați auzit că sfințirile lor au omagiat pe fiecare erou, l-au citit și l-au comemorat, da? V-am spus la început, pentru voi în special mă adresez, ei nu sunt aici. Ei au murit departe de localitatea Grigoreni. Nimeni nu știe unde se află trupul lor, nu știe dacă a avut un preot să le facă o slujbă de pomenire, dacă cineva le-a prins o candelă sau lumânare, sau dacă le-a depus o cruce la căpătâi. Atât a venit jandarmul la familie și a spus, căzut pe front, căzut pe front, căzut pe front. De atunci nu s-a mai știut nimeni de ei. Atunci noi, Asociația Cultură, ne-am căutat să-i găsim pe toți acești oameni, să ridicăm simbolic câte un asemenea monument în toate localitățile din județul Bacău. Dragi copii!
Județul nostru este singurul județ din țară care are 14 cimitire a eroilor din primul război mondial. În toate aceste 14 cimitire odihnesc somnul de veci 80.000 de luptători. Ia încercați voi să numărați de la 1 până la 80.000. Câte ore sau câteva zile o să vă ia până ajungi la cifra de 80.000. Județul Bacău are 80.000 de oameni înfumați în cele 14 cimitire. Preacucernicii părinți, an de an, și noi, Asociația Cultelor, ne îngrijim și atât putem să le facem. O slujbă de pomenire. Să nu-i uităm. N-avem dreptul să-i uităm. Ei sunt înaintași înaintașilor lor. Și datorită lor care au murit, învățăm noi azi în școala din Scorțeni. Datorită lor avem acest cămin. Datorită avem pace și liniște. Numai pentru că ei și-au dat viața pentru neam și țara cu 99 de ani. Amintea părintele paroh că anul viitor facem 100 de ani de la Marea Unire. Eu nu-mi place să spun Marea Unire. România în granițele ei adevărate, așa cum era firesc, cu toate provinciile adunate într-un singur loc, în România. Și Bucovina, și Herța, și Basarabia, și Dobrogea, și Banatul, și Crișana, și Maramureșul. Toate, cum spunea poetul, ca o Românie mare, rotundă, ca o dodoloață, așa spunea poetul atunci, da? Ei, anul viitor 100 de ani. Și bine spunea părintele paroh, ce le lăsăm noi urmașilor anul viitor la 100 de ani? Ce am făcut noi pentru ei că și-au dat viața la acea vârstă de 18, 19, 20 de ani când au plecat cu un singur ideal? Jur să mă apăr țara. Pentru rege și-au plecat luptă. Nu știau dacă se mai întorc. Unii s-au întors, alții nu. Noi după 100 de ani ce le spunem? Da, nu v-am uitat. N-avem dreptul să vă uităm. V-am ridicat atât am putut face. Un monument, v-am trecut pe plăci de marmură și vă pomenim atâtea ori cât este nevoie. De înălțarea Domnului, când este ziua României, de 1 decembrie, ziua națională, de 25 octombrie și atunci de cât este nevoie. Iar când voi plecați la cimitirul civil de aici și aveți bunici, străbunici, părinți și puneți o lucrare și o candelă, treceți și pe aici, faceți o sfântă cruce, faceți o lacrimă, puneți o candelă, aici sunt eroi din Grigoreni. Cred că m-a făcut înțeles. Cel mai greu e să păstrăm acest monument, el se păstrează foarte greu. Vreau să mulțumesc din toată inima celor care sunt de strajă, uitați cum stau de strajă, sunt cei de la ISU, de la Bacău, uitați cum sunt, ca de militare active care respectă cu adevărat eroii. Ei poartă numirea de Maior Constantin Iene. Maiorul Constantin este eroul nostru băcoan care cade primul român acolo în 1877 pe teritoriul Bulgariei de azi și a dorit din toată inima să fie adus la Bacău să fie mormântat. După 17 zile l-au adus colegii lui, l-au mormântat în cimitirul central din Bacău, iar noi, Asociația Cultelor, an de an pe 7 noiembrie îl comemorăm pe acest erou băcaan. Iată cum se scrie istoria aici la Grigoreni și în alte localități. Continuăm ceremonialul, vă mulțumesc că m-ați suportat, vom depune coroane și flori și voi, dragi copii, da? Aș vrea să-mi cântați Presărați pe lor morminte sau să-mi cântați Treceți române, batalioane Carpații, în timp ce punem noi coroane de flori, da? E bine? E bine. Poftiți, domn primar? Copii. Adică scaunielul, 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 scaunielul. Deci copiii să fie în față cu coroanele. Să înceapă ei, stați pe loc, da, rapid. Am uitat să vă spun că am în stânga și în dreapta mea doi camarazi de-i mei, domnul profesor Dospinescu și corelul meu cu drag și suflet Vasile de la Zemeș, care sunt stegarii permanenti. Uitați cum se îmbracă în costume naționale, sunt președinții de subfiliale de la Zemeș, de la Măgirești. Iubesc eroii permanent. Uitați că vin. Am fost cu ei în vara asta, pe Cireșoaia, pe Coșna și la Târg Ocna, unde și-au dat viața vânătorii de munte. Tot timpul au fost așa îmbrăcați, așa duc omagiul mai departe, eroilor neamuri, din această bogată și frumoasă cu legende istoria Bacăului. Nu uitați că Bacău este cel mai vechi județ din România, cu cele mai multe, v-am spus, jertfe pe câmpul lupt din primul război mondial. Poftiți, domnul profesor. Vom depune o coroană de flori din partea Primăriei Comunei Scorțeni și a școlii din Scorțeni. Mi-aduce aminte că frații în veci vor fi. Va depune domnul director Puianu și cu domnul primar al Comunei. De luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Cu cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Ce batalioane române Carpații la arme cu frunze și flori. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și frații cu inima la trecători.
mare atrecător. Ardealul, ardealul, ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, mare unire, potarul ne vrem să-ți slăvim. Să trecem Carpații, ne-a trebuie ardealul, dar fi să ne încălcăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie ardealul, dar fi să ne îngropăm de vin. Mulțumesc frumos! Aceasta a fost ceremonia. Mai avem noi un câteva. Da, vă rog frumos, scuzați-vă, domnul profesor. Mergem la scurție, nu? Da, vă dau, vă dau. Tu abia, tu abia, în scurtele moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu abia, tu abia, în scurtele moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Că tu ne ești vatră și din piatră în piatră e tăria unui neam de moți. Asta-i țara noastră, noi nu stăm în gazdă, voia nostru-i risipit pe roți. Tu ardeal, tu ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu ardeal, tu ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Ne-au furat barbarii, ne-au găsit mai mari, dar avem în suflet șapte vieți. Ne vibrează în sânge, până la putna plânge, clopotul ce bate la râmeți. Tu ardeal, tu ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu ardeal, tu ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Nu vrem răzbunare, dar atât ne doare. Noastră țară, noi n-am călcat o dară. Acasă România, acasă tricolorul. Suntem una cu țara, noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce-și află somnul. Știați prin lume ambele neamuri bune, cu dor prin țări străine muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce-și află somnul.
de la. Pe ulițe-n ierbate, doar vântul las mai bate, biserica bătrână, din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, noi suntem poporul. Acasă este gria, pădurea și izvorul, ghetona și vioara, eroi ce șapte sunt. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroi ce șapte somn. Bravo! Bravo! Dați-mi voie doar un singur minut să mulțumesc, să mă desfășor într-o filă de istorie. Suntem o carte de istorie, iar fila este astăzi. Am căutat din adins și am avut compatibilitatea cu cei care m-au sprijinit. Mulțumesc primăriei, mulțumesc domnului colonel, mulțumesc fraților mei de suflet, care cultul eroilor s-a înființat într-o horă, o tradiție. Acum vin. Într-o tradiție și într-o filă de istorie. Vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul, mulțumesc inspectoratului școlar prin prezența lor și care m-au sprijinit în tot ce înseamnă activitate didactică, culturală, creativă. Încă o dată salutul meu de un ostaș care am fost domnului colonel și tradiția a purtat-o mai departe. Am salutat prezența dânsului din totdeauna, de când eram la centru militar și la Casa Armatei, am fost ca și tradiție într-un centru cultural. Am fost sprijin, am fost mână dreaptă și astăzi s-a dovedit că acest cult a eroilor și 1 decembrie să-l sărbătorim. Dați-ne voie să vă exprim că acest sfânt și această sfântă zi de filă de istorie va rămâne în analele scorțenilor și a grigorenilor. Părinte, vă mulțumesc mult, preacucernici părinți, că ați dat concursul vis-a-vis de o pomenire și vis-a-vis de în fiecare an a pomenirii eroilor. Încă o dată salutul meu emoțional. Și să vă dea Dumnezeu să avem bucuria împreună pentru viitor. Vă mulțumesc și salutul meu. Deci intrăm gori toți. Bun. Atenție. Hai, dați-i drumul. Dă-i că ne dăm din mers. Lasă-vă fără muzică. Dă-te mai în parte. Atenție la cor. Hai să facem o oră. Hai să întindem cora mare. Mai ești mai cora. Apoi și fotografie. Până-i pasă la mine. Haideți încoace. Lasă-mă să o facem până. Până-i pasă la mine. Bravo. Noi suntem mai români. Noi suntem și frați unii. Pe gând de bătărie vom lupta de virui. Pe bătărie vom lupta nevirui. Încântează moartea, deci tu te-a fiat la față. Încântează moartea, dragă soarta, ne va-n coruna cu flori. Moartea-i sfântă, dragă soarta, ne va-n coruna cu flori. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Mulțumim, bravo! Bravo! Thank you.
De la cel mai important eveniment pe care l-a trăit poporul român în secolul 20, nașterea României Mari. Toate personalitățile politice și intelectuale din societatea noastră au luptat pentru acest ideal. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 este consecința activității înaltelor spirite ale neamului românesc, de la Grigore Ureche și Miron Costin până la Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu și Nicolae Iorga, care prin operele lor răspândite pe tot cuprinsul românesc, au ținut treaz sentimentul național și au făcut să crească din generație în generație dorința unirii într-un singur stat românesc. Marea Unire a fost rodul strălucitei acțiuni diplomatice românești, care înainte de intrarea țării în primul război mondial au obținut recunoașterea drepturilor istorice ale României asupra Transilvaniei și Bucovinei. De altfel, Marea Unire este rezultatul eroismului popular, a patriotismului generațiilor de români, care de-a lungul istoriei au ținut piept celor care au vrut să-i alunge din vatra strămoșească. Nu în ultimul rând, unirea a putut avea loc datorită eroismului necondiționat al soldaților ce au luptat pe fronturile de la Mărești, Mărășești și Oituz în vara anului 1917, unde au înfrânt armatele germane, aducând o inestimabilă contribuție la victoria primului război mondial. După cum știți, și comuna noastră a avut o contribuție importantă prin sacrificiul și reismul soldaților plecați din această comună să apere pământul românesc și care au rămas în istorie ca eroi ai neamului românesc. Și în ultimul rând, vreau să aduc și eu în memorie pe străbunicul meu și pe Ștefan, care a murit în primul război mondial. Vă mulțumesc! Copiii pregătiți, da? Vom începe cu imnul de stat al țării noastre. Poftiți! Atât! Așteaptă de române din somnul cel de moarte în care ne adânciră barbarii de tiran. Prin cele voastre, vă rugăm frumos să oficiați slujba de pomenire a eroilor din comuna Scorțeni. Tămâie îți aducem ție, Hristoase, într-un miros de bună mireazmă, pe care primind-o trimitere nouă harul preasfântului bunului de viață făcătorului tău Duh în vecii vecilor. Amen. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Prin a
adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletul adormiților eroilor. Spre tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul, și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și părerea și în vecii vecilor, amin. Spre tine zi și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu. Pe care le-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntivă, a credincioșilor mântuire, omenește, Doamne, sufletele eroilor tău. Fiu va fi sufletul și te va lăuda și judecățile tale vor ajuta mie, aleluia. Rătăcit-am ca o oaie pierdută, caută spre robită, că poruncile tale nu le-am uitat, aleluia. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mântuiți. Și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Toți la viața cea neîmpătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă deslegare datorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii tăi și așează rai de cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii străluce. Pe adormiții robii tăi odihnește, trecându-le lor greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ești-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Odihna sufletelor adormiților, fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru casele să ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru odihna
și pentru iertarea păcatelor adormiților robi, Dumnezeu eroi, căzuți pe câmpul de bătălie, Durache Ciubotaru, Costache Ghiduș, Costache Dumitru, Costache Toderiță, Costache Balica, Costache Tabac, Costache Alexandru Pavel, Costache Iniță, Costache Stanciu, Costache Cecernat, Costache Vesandu, Costache Alexandru Roman, Costache Cenepopa, Costache Teantohie, Constantin S. Marian, Constantin Alexandru Niță, Constantin Vrotea, Dragomir și Marian, Dragomir Veniță, Dragomir Sandu, Dragomir Zelichie, Dragomir Sepătrău, Dumitrache Cristea, Dumitrache Galeru, Dumitrache Parascanu, Enachite Pavel, Gheorghe Popa, Grigorașe, Popa Ghiță, Dospinescu, Ion Parascanu, Ioan Crăciun, Ioan Necernat, Ioan Ghiduș, Ioan Zavati, Ioan Ileonu, Ioan Diaconu, Ioan Toderiță, Ioan Privoancă, Ioan Balica, Ioan Tevărvărici, Ioan Tătaru, Ioan Iancu, Ioan C. Salomea, Ioan Gavriliță, Ioan Decernat, Ioan Tetănase, Ioan Tepăvrote, Iorgune, Alexandru Lichi, Iordache, Zaharia, Nicolae, Cristian, Nicolae Hanu, Nicolae Celichi, Nicolae Ștefan Vrote, Nicolae Antoiche, Nicolae Cepopa, Nicolae Tocilă, sufletele eroilor neamului, Nicolae Matei, Nicolae Nemacaru, Nicolae Stanciu, Nicolae Ungureanu, Nicolae Gavriță, Vintele Galeru, Ștefan Vornicu, Sandu Ineagu, Scarlase Popa, Toader Avram, Vasile Toderiță, Vasile Vornicu, Vasile Zavati, Vasile Cicerna, Vasile Nelază, Vasile Tocilă, Vasile Cristea, Avram Tinică, Avram Vasile Adami, Gheorghe, Bajora Ion, Cernat, Dumitru, Cernat, Sandu, Cernase, Vasile Galeru, Dumitru, Franco, Otto, Grigoraș, Nicolae, Verțanu, Pavel, Lichi, Nicolae, Măgirescu, Vasile, Marian, Antoiche, Pavel, Ce, Vasile, Pavel, Toader, Parascan, Ionel, Ștefan Vasile, Ștefan Dumitru, Stoica Dumitru, Ștefan Dumitru, Simeon, Antoiche, Simeon, Vasile, Stamate, Vasile, Stamate, Nicolae, Stamate Dumitru, Stamatache Vasile, Stamatache Costache Tătarui Pavel, Țimiraș Nicolae, Țimiraș Constantin Ungureanu, Constantin Vărvărit Vasile Vroti, Dumitru Vroti Costache și toți eroi neamului nostru căzuți pe toate câmpurile de luptă, în toate timpurile și în toate locurile și pentru toți cei ce au adormit în lagăre, în închisori, în deportări, pentru ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletele și numele lor în cartea vieții, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului, iertarea păcatelor lor. De la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie. Trupul care călca moartea și pe diavol și l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și ale robilor lui Dumnezeu, eroi, ostași, pomeniți cu tot neamul cel adormit, fiecare după numele lor. Odihnește-le în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinul. Orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca Dumnezeu bun iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu, să ierte. Este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate, via cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Ești învierea viață, odihna adormiților lor tăi, Hristoase, Dumnezeule, ție slavă, ținul tău, prână celor fără începul de vreau, Sfântului, bunului de viață, Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sfințe, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi. De noi este durere, nici întristare, nici suspin. Ce viață fără de sfârșit.
urmează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Maicii sale, cele prea curate, puterea cinstită de viață, făcătoarei cruci, rugăciunea îngerilor noștri, ocrotitoare a Sfântului Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, într-o sfinților, sufletul adormiților, robilor tăi eroi, ai patriei noastre, odihnește-i, Doamne, în corturile sfinților, în Sfântul Avram, cu drepții numere. Și după lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire. Neam din veac în veac fie pomenirea și amintirea lor și le văd, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte și odihnească cu dreptii, iar pe noi să ne miluiască ca un bunc de oameni viitori. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, distinse oficialități, domnule primar, doar două cuvinte aș dori să adaug la ceea ce părintele a spus la Grigoren, la masa, slujbă și ceremonie închinată eroilor neamului nostru, închinată acestor vlăstare tinere care au pus peptul în toate colțurile țării noastre pentru a apăra pământul și credința noastră. Suntem la Scorțeni, aici, lângă acest monument, unde de multe ori am venit în decursul zecilor de ani de când sunt aici și totdeauna i-am pomenit, i-am comemorat așa cum s-a putut, dar astăzi este un moment aparte, un moment special, ceea ce nu cred că de mulți ani, cred chiar după război, nu s-a mai întâmplat. Deși aici, în Scorțeni, școala a avut un mare rol în perioada războiul, primul război mondial, când în școala din Scorțeni s-a amenajat o spital pentru îngrijirea răniților și bolnavilor care au fost aduși de pe fronturile de la Târgu Ocna, de la Zlănii, Moldova, Cireșoaia, Mărășești, de pe Valea Trotușului, și carele de război veneau aici cu soldații, iar oamenii, tinerii, fetele și alte persoane ale locului îngrijea pe acești soldați, câțiva au și murit, chiar și din Ungaria, din Germania, pentru că în cimitirul nostru se află un monument închinat eroilor, unde au luptat și au stat aici, au murit, după cum din mitricalele primăriei, din certificatele de deces, apar motivul, apare cauza, și anume că mulți au murit din cauza tifosului. Au fost înmormântați în cimitir, iar după aceea părintele Munteanu i-a adus o semintele lor, i-a dezgropat din cimitir și a pus într-un singur loc, a înălțat o cruce frumoasă în cinstea eroilor, pe care și noi la ziua de înălțare a Domnului mergem și stropim și pomenim acolo în cimitir. Este o datorie a noastră, iată, a dat și soarele, probabil că zâmbesc și ostașii, plecați, ne-a văzut și ne văd și eroii din cer, privesc spre noi, pentru că noi am privit spre ei. Cine nu-și cinstește eroii, își pierde identitatea și își pierde tot ceea ce are mai sfânt. De aceea vreau să aduc mulțumire dumneavoastră și celor care ați inițiat acest moment în cinstea
eroilor în pragul zilei de 1 decembrie și vă asigurăm că dorim și oamenii de aici din sat vin într-un mod special la biserică în ziua eroilor cu trandafiri, că atunci în mai apar acei bujori frumoși, totdeauna vin cu flori, cu trandafiri, unde în biserică avem un tablou votiv cu eroi din primul război mondial și din al doilea război mondial pe care i-am trecut eu acum câțiva ani în urmă. De asemenea, în bisericuța veche avem o decorație a unui mare luptător care a murit, Tudorache Ciubotaru, în război de neatârnare în 1877, și avem acolo brevetul lui și este înrămat și îl păstrăm la loc de cinste în strana dreaptă. Alături de el a luptat la Grivița și un alt soldat, Cernat Costache, care s-a întors acasă, iar a murit la 86 de ani. Iar atunci părintele Ioan Teodorescu i-a pus tricolorul, l-a îngropat cu tricolorul pe pep și școala, satul și ceilalți au cântat presărați pe lor morminte și s-a adus onoarea cuvenită. Sperăm că și noi de acum încolo vom aduce cinste, am adus cum și până acum și cum au adus, să avem modele. Avem pe Ștefan cel Mare în primul rând, că după fiecare bătălie cinstea pe eroi, le ridica câte o mănăstire, le ridica câte o biserică, postea cu poporul câte 40 de zile, după care făcea slujba ridicării panahiei și aducea cinste tuturor eroilor căzuți pe câmpurile de luptă. Slavă eroilor noștri, Dumnezeu să-i odihnească în cer, iar noi să le comemorăm atât cât vom fi și să transmitem mai departe. Mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim, Sfinția voastră, pentru frumoasele cuvinte adresate. Eu atât vreau să adaug aici la dumneavoastră, ce n-am spus la Grigoreni, este o mare mândrie să fii băcăuan. În primul rând este o mare mândrie să fii român. Dacă ești român, poți fi și în acest județ ales el Bacăul. De ce spun să fie o mândrie decât alte județ din țară a fi băcăuan? La copii mă adresez. Dragi copii, de la Bacău, în primul război mondial, timp de 2 ani și jumătate, s-a condus întreaga ofensivă de la Oituz. Dacă nu era Oituzul, dragi copii, se rupea frontul, noi astăzi nu mai eram aici. Eram desfințați ca stat, deja puterile prin spate ne și făcuseră soarta, dar ca să învățați la geografie, pe harta Europei sunt niște state foarte mici, ca Andorra și Liechtenstein-ul. Așa ajungea România, undeva la gurile Dunării, așa făcuse acești atacatori, ca să rămânem acolo la gurile Dunării. Restul să fie împărțit de Transilvania la unii, Bucovina și cu Basarabia la alții, Dobrogea și Moldova și Țara Românească la alții. Noroc de Oituz, când a fost spart frontul, aici am oprit cu pieptul nostru acești oameni. De ce vă spuneam asta? De acolo de la Bacău. Încă o problemă. Acum două zile în urmă, pe 23 noiembrie, trebuie să știți, poate pentru prima dată, de la Bacău a plecat un avion, Farman 40, condus de un pilot, care la început s-a fost preot, Vasile Niculescu. Vasile Niculescu era preot, deja hirotonisit, când a sunat mobilizarea. Era din Fălticeni. A sunat mobilizarea, l-a luat în armată, l-a făcut sublocotenent imediat, fiindcă era cu pregătire, și a fost infanterist. Auzind că la Tecuș se face o școală de pilotaj, fiindcă Franța ne-a ajutat cu avioanii Farman și cu Newport, s-a dus ca să studieze acolo, la Tecuș. A devenit pilot. Dintre cei mai buni piloți din zona respectivă. Tânăr, frumos, preot, a ajuns pilot. Iar pe 23 noiembrie, marele cartier general care s-a aflat la Iași, de la Bacău, cu un capitan și cu el, pleacă peste Carpați cu Farman 40, pe 23 noiembrie, să ducă transilvanenilor mesajul că armata României în zăpadă până la vreo trece Carpații și vin la Alba Iulia să ne unim cu patria. Altă mândrie de a fi băcăuan. Deci comandamentul a fost aici, Oituzul a fost al noastră, mie îmi place să spun că Oituzul este Termopile al eroilor al românilor, este Verdunul românilor, fiindcă dacă luați și studiați istoria, ce a fost la Verdun, ce a fost la Oituz, nu este nici o mică diferență, nici o mare diferență, sunt la fel. Nu era Oituzul, eram desfințați ca stat. Să țineți minte, aveam marea șansă noi acești băcăuani de aici, cum vă spuneam și la Grigoreni, să omagim 80.000 de oameni care zac în trupurile acestui mic județ care este Bacău, nu este un județ foarte mare, dar cozestre, în ghilimele spun eu, a eroii neamului.
De aceea, preacucernicii părinți, în toate localitățile unde mergem, aduc omagiu permanent de eroilor neamului, iar noi, Asociația Cultului Eroi, suntem alături de Sfinții lor, pentru că trebuie să păstrăm, așa cum spunea și Părintele Paroh, cum spunea Iorga, să-mi chei eu, neamul devine etern prin cultul eroilor. A dispărit cultul eroilor, a dispărit și neamul ca atare. Vă mulțumesc că m-ați suportat. Așa cum este obiceiul, trebuie să depunem și o coroană de flori, nu? Da. La monumentul eroilor și am rugat pe domnul profesor să ne cânte, da? Să adăugăm, da, că suntem mândri, că suntem băcăoani, dar și scoțăneni. Vă spun prin primul, că suntem băcăoani, sigur că da. Ales că bunie la. Lăsă-i luăm un pic. Să luăm asta, să o dăm în lângă, ca să dați o oră acolo. Așteptăm copiii, să? Da, aici voi. Păi, asta primăria, asta este, scuze. Asta este parohia, parohia scurtă, da? Parohia scurtă, se face copiii. Cânte istoric mi-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi. Școala gimnazială Scorțeni și primăria comunei Scorțeni. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Cerc batalioane române, carpați arme cu frunze și flori. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și frații și lângă primar acolo, trecători. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și frații cu inima trecători. Ardealul, ardealul, ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre marea unire, hotarul nedrept să-ți drobim. Să trecem Carpații, ne trebuie adealul, dar fi să ne îngropăm de vii. Bravo! Tu ardeal, tu ardeal, suntem moșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Tu ardeal, tu ardeal, suntem moșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Că tu ne ești vată și din piatră în piatră, pietăria unui neam de mos. Asta-i țara noastră, noi nu stăm în gazdă, horea nostru-i risipit pe rost. Tu ardeal, tu ardeal, suntem moșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Tu ardeal, tu ardeal, suntem moșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Ne-a furat barbarii, ne-a păzit mai mari, dar avem în suflet șapte vieți. Ne vibrează sânge până la punta plânge, clopotul ce bate la râmes. Tu ardeal, tu ardeal, îți suntem moșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Tu ardeal, tu ardeal, îți suntem moșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Nu vrem răzbunare, dar atât ne doare, că se pierde amintirea-n van.
Ardeal, tu Ardeal, îți suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuse. Tu Ardeal, tu Ardeal, îți suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuse. Atenție, atenție! Atenție! Din vrem de mult trecute, suntem un neam de frunte. Stăpân pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. Schetoșa și vioara, eroi ce șaflă somnul. Împrăștiați prin lume, amele neamuri bune, cu dor prin țări străine, muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. Ghedoina și vioara, eroi ce-și află somnul. Pe ulițe nierbate, doar vântul azi mai bate. Biserica bătrână, din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. Ghedoina și vioara, eroi ce șaflă somnul. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. Ghedoina și vioara, eroi ce șaflă somnul. Bravo! Încă o dată istoria și fila suntem noi. Dați-mi voie să vă mulțumesc că ați participat și cu prezența dumneavoastră. Aș vrea să vă mai anunț un eveniment care cred că imediat următorul va fi. Dacă noi ținem la neamul nostru românesc și suntem o tradiție, școala noastră se va înfrăți cu o școală din Chișinău, unde vom merge împreună, ducem tradiția noastră, pe mai departe, la frații noștri de peste Prut. Sunt activități pe care noi le desfășurăm alături de inspectoratul școlar, care dintotdeauna a avut o încredere în mine și m-a dat un suport pentru a duce o tradiție. Sunteți alături, tradiția că vom fi alături și istoria veți fi voi copii care vom fi în fața tuturor. Vă mulțumesc încă o dată și salutul meu de zi cu emoție istorică. Mare pentru scorțeni, acest minim o scuială. Bravo, bravo. Și domnul președinte, o cutie. Bravo, și o sonorim. Mai aici, mai colea, mai aproape de hotare, azi trece-n granița. Mai aproape de hotare, până-n Basarabia. Noi suntem ai României, noi suntem și frați unii, și pe câmp de bătălie vom lupta nebiruiți. Și pe câmp de bătălie
că soarta te va corona cu flori. Moarte-i sfântă, dacă soarta te va corona cu flori. Pentru picurile sânge nu ne vom înspăimânta, frații noștri ne vor plânge, țara nu ne va uita. Frații noștri ne vor spune, țara nu ne va uita. Așa este tot românul, de când este pe pământ, a luptat pentru dreptate și pentru pământul sânt. A luptat pentru unire și pentru pământul sânt. Saxofonul, domnul profesor, este instructorul nostru de la Centrul Cultural care s-a înființat la Necea acolo. Uitați-vă la acolo. A fost eu. Ce-a dat-o? Acceptată. Am dat acum vreo săptămâni. Și până la urmă mai, acum mergem la școală. Aoleu! Veniți! Cam asta e singura variantă pe care o aveam. Da. Că femeie îmi despre amași. Să vedem.